Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului organizează vineri, 24 februarie, un spectacol cu ocazia sărbătorii de dragobete. Gorjenii sunt invitați să vadă un obicei care încă se mai practică de dragobete în zona Olteniei, obicei prezentat de către Ansamblul de Obiceiuri și Datin din Tizmana, Tisa. Începând cu ora 16, chiar în fața CJCPCT Gorj, Pompiliu Ciulacu, managerul instituției, va deschide evenimentul cu un moment poetic dedicat iubirii, iar apoi Însamblul TISA din Tizmana va prezenta un obicei specific Dragobetului. E adevărat, și mă bucur din suflet că sunteți de fiecare dată alături de noi. Sigur că da, pe 24, la ora 16, în fața Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și a Direcției de Cultură, vom avea un mic spectacol de 40 de minute, în care va cuprinde acest spectacol obiceiul și tradiții realizate de către o formație TISA, care se numește de la, de la Tizmana, și bineînțeles poezii de dragoste, cântece de dragoste în văzul tuturor. Așteptăm ca oamenii care, trecătorii, de fapt, care vin uh, prin preajba Centrului Județean pentru Conservare, să se oprească și să admire spectacolul pe care noi îl dăm cu dragă. Vineri 24 februarie, sărbătoarea populară de Dragobete va fi marcată printr-un moment bazat pe numeroase tradiții. Dragobetele este un personaj preluat de la vechi daci și transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron al iubirii. Urmând firul anumitor legende populare, se pare că Dragobete, numit și cap de primăvară, năvalnicul sau logonnicul păsărilor, nu era nimeni altul decât fiul Babei Dochia, un flăcău extrem de chipe și iubăreț care seducea femeile ce ieșau în cale. Sărbătoarea are o tradiție milenară și marchează începutul Primăverii, renașterea naturii. Este specifică zonei de sud a țării Oltenia, Muntenia și parțial Dobrogea. Dragobetele este o sărbătoare a românilor și are loc în fiecare an pe data de 24 februarie în mai toate zonele țării, mai ales în lumea satului, așa cum se întâmplă și în satele de munte ale Gorjului. Conform legendelor populare, Dragobetele este cunoscut ca fiul al dochiei, femeia care se ocupă cu păstoritul și vine în nopțile cu lună ca să aducă voia bună. Nu are puteri magice, dar are dibăcia de a fura inimile fetelor. De fapt, fiind o legendă, în lumea de azi este cunoscut faptul că un băiat din sat se ascunde în spatele acestui personaj, drago punându-și o mască din cetină verde și flori abia răsărite pe câmp sau pe cornet, astfel încât să nu-și lase făptura la vedere. Nici nu apare el oricum sau oricând, ci numai după ce fetele cântă și descântă, doar doar le-au și o veni. Când apare, fetele supun la o serie de încercări pentru a vedea cât de iscusit e și ce îndeletnicire are, să cosească, să cioplească o lucă. Vă așteptăm pentru a vedea obiceiul care încă se mai păstrează în zona Tizmana de Dragobete, a declarat profesorul Maria Corlan Mischie, coordonatorul ansamblului TISA. În continuarea evenimentului organizat în data de 24 februarie, ansamblul privighetorile gorjului, condus de profesorul Emilia nu va prezenta mai multe cântece dedicate Dragostei la Români.